Accidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Dimitrie Grecescu și Adrian Tindrobeta Turnu Severin. Unul dintre șoferi nu a observat indicatorul stop și a intrat frontal într-un autoturism în care circula regulamentar. Mașina a fost izbită cu putere și aruncată în gardul unui imobil. N-am văzut decât copilul lovit un pic și a fost băgat în salvare. Atâta tot. În rest nu știu. Conștient copilul vorbea? Se văita? Plângea. Mașina asta de aici, asta e de vină, nu respectă stopul. Sunt două victime. Victime, da, accidentate ușor. Nu sunt grav. Nu sunt grav. Zeni, salvarea, e dusă la spital, dar nu sunt grav, că e văzut, deci nu sunt atât de grav. Dar acum, bine că nu fu mai rău. Șoferul care nu a acordat prioritate și fiul acestuia au fost transportați la spital. Celălalt conducător auto a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ. Sunați continuu, scuze. Stop. 000. Ca și cauză de producere a accidentului este neacordarea de prioritate vehiculelor ca urmare a nerespectării indicatorului oprire. Cele două victime se află în afara oricărui pericol, dar au fost transportate la spital pentru investigații medicale.